Au fost prezentate momente artistice de către elevii din școlile Romașcane, expoziții tematice și activități de promovare a profesiei militare. În primul rând, dați-mi voie să vă urez un bun venit în sala mare a Cercului Militar al Garnizoanei Roman. Astăzi e 24 noiembrie, fix cu o săptămână înainte ca toți românii de pretutindeni să sărbătorească Ziua Națională a României. Noi, Batalionul 43 Aprovizionare și Transport, în cooperare cu Centrul Militar Județean Neamț și cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, am inițiat această manifestare artistică din dorința de a avea aproape de noi cadre didactice și copii elevi din școlile și din liceele din orașul Roman, tocmai pentru a ne bucura cu această ocazie deosebită în viața fiecăruia dintre noi și de a spune la sfârșit, de ce nu, că suntem mândri că suntem români. Înainte de a începe manifestarea culturală a dumneavoastră, dați-mi voie să vă fac o concesie. Așa, am negociat cu profesorii dumneavoastră și am spus în felul următor. Facem instrucții vreo 2-3 ore, adică eu, sau domnii profesori o să vă țină fiecare din domniile lor câte o oră de istorie. Unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, dar mai cred și neamul meu și-am frățit cu dor. Cred în sfinți, dar și în voinici, cred în flori și creme, căci tăcuții mucenici cu haiduci-ți geme. Dar mai cred că într-o zi, astfel prin furtună, neamul meu se va trezi cu securea în mână. Și atunci ierte cel din cer, liftele spurcate, căci prin sânge și prin fier ne-o croi dreptate. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, ce-am frățit în neamul meu, Sfântul Crez cu dor. Uniformele strămoșilor noștri care au urcat la Mărășești Fortus în primul război mondial. Înainte de a ajunge la acest punct, vreau să vă spun câteva cuvinte despre evenimentele din perioada asta. Ieri, pe 23 noiembrie, s-a sărbătorit 100 de ani de la zborul Unirii, de la Bacău la Blaj, când s-a trimis ardelenilor mesaj de încurajare în vederea retrăgerii neamului nostru. Avionul de atunci era un Farman, cabine deschisă, condițiile care sunt ca astăzi, cer, a fost un act de eroism din partea acelor aviatori. Pilotul, Cheman Nicolescu, statul român, ca de obicei, nu i-a oferit prea multe recunoștințe pentru acest zbor, adică n-a fost avansat în grad, n-a primit mai nimic. El a murit după 90 în Botoșani, unde avea un atelier de lăcătușării și ceată necărie. V-am spus asta fiindcă este un eveniment și am lucrat toată viața la aviație. De sărbătoarea Sfântului Andrei o să vă vorbească Sfinții Părinți și nu intru peste în acest domeniu. Despre 1 decembrie este
mulți spun că e Maia Uniei. Din punct de vedere strict istoric, este retrăgirea neamului. Uniei a fost una singură, în 24 anuarii, în cele flouă, sub sceptul domnitorului nostru iubit, Cuza. Acest Alexandru Ion Cuza a pus bazele statului român modern, a adus în România capitalismul fără liberă. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum, ori niciodată, croiește-ți altă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum, ori niciodată, să dăm dovezi la lume, că paste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că
activitatea de la Cercul Militar o veți putea urmări în ziua de 1 decembrie de la orele 20 numai pe CNS TV.